Yo, salutare oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Singularity. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou. Haideți să culegem și noi gloanțele de pe aici, să vedem ce se mai poate lua. Ok, toate bune și frumoase, avem seeker-ul. Ce se întâmplă? Se întâmplă chestii pe aici. Chestii dubioase, stai că am halucinații. M-am prăjit, mai caracterul meu. Wow, să mor tu. Salut, boss. Le dau urât mai ești. Vezi că sculge gelatina pe față. Așa. Zicea ceva de mască. Păi da, boss, dar ce mască? Ok. Ceva. Hai să luăm centurionul ăsta. Doar așa, for fun. Știi cum zic? For fun, frate. În loc de shotgun. Așa. Ba, ammo. Am cumpărat și ammo. Bine, încă am seeker-ul. Deci, ok. Stai, pe unde trebuie să mă duc? Am înnebunit eu. Am turbat eu. Probabil că nu. Dubios mai arată locul ăsta. Hai să luăm masca aia sau ce naiba zice ăla. Slow motion, mamă. Partea mea preferată. Iată. Bă, de ce ai vrut mă să fugi de mine? Înseamnă că sunt mai urât decât tine. Ok, de ce nu moare? Scâr, boss, frate. Bă, ia marș de aici. Ce greu a murit. Eu am crezut că cu două gloanțe poți să-l dropezi imediat. Metro 2033 vibes. Clar. Nici nu se pune problema. Dar văd că jocul mă obligă să folosesc arma asta, Seeker, și sincer să fiu chiar îmi place, nu mă plâng. Îmi păstrez și asta. Bine. Hai să plecăm. E în regulă, boss. E în regulă. Este super ok. Ia uite. Pac, frumos. Trebuie să iau din astea de oxigen. Ce tare. Imediat, imediat, frate. Vreau să mă asigur că n-am ratat ceva. Oh! Nu primim cu colindu, e prea devreme. Ceva de genul. Ok, frumos. Nu-i rău deloc. Cum ajung eu la asta, frate? Eu zic că n-am ratat nimic, nu? Ia să duc eu cutia aici. Zici tu? Păi bun, am înțeles care e faza cu asta, dar n-am înțeles care e faza cu asta. Ah, gata. Gata, boss, nu trebuie să-mi zici de 100 de ori, că înțeleg. Na, n-are treabă. Ia atent cum facem. Punem cutia aici. Și gata. Așa se face, mare puzzle. Ăla-i. A mers? Bun, s-a salvat și jocul, deci însemne bune. Iarăși, bă, aveți ceva cu mine. Ăștia sunt urâți din aia. Calmați-vă, mă.
Direct în fund. Ai, gata. Te-ai convințit? Foarte bine. Așa, mai avem câteva gloanțe pe seeker, vreau să le folosesc cu cap. Cu talent și cu cap. Mamă, chestii nucleare. Nu e ok, nu e ok deloc. Să mortul că nu merge pe aici. No, bun, hai că mă forțe să iau chestii. Chestii de care cred că am nevoie oricum. Dacă nu mă supăr. Așa, am făcut ceva. S-a întâmplat ceva. Poate că da, poate că nu. Hai că nu rămânem în pană de oxigen. Măcar atât. Ce respirație are asta? Încearcă și tu, Guma Horbit. Acum cu aromă de portocale și radiații. Direct din Mama Rusie. Ce ziceți? M-aș pricepe? Să mă las? Mă las. Hai să upgradăm, nu știu ce să mai upgradăm. N-am nicio idee. Nu am nicio idee. Bă, asta nu e rea. Ah, era așa scumpă? Stai. Vreau să mă uit la ceva. Păi dacă sunt părcuri... Ah, mă rog, bine atunci. Ce să zic? Mai investesc puțin în ele. Stai să iau asta. Ah, mă boss, fă-ți upgrade-urile. Așa. Deadlock duration. Uite, asta e mișto și asta. Hai, gata, că rămânem fără bani. Ia uite cum se duce. Fugi! A, oleu, stai așa. A. No. Așa, hai, repede, repede, repede. Păi de ce nu merge? Hai, mă, frate, îți bagi joc de mine? O să rămân fără aer în ritmul ăsta. Așa, las-o așa. Nu se miște, da? Bun, gata. Am trecut cu bine. Te aud, frate. Bunicuțule. Întotdeauna luăm chestii folositoare. Hai că sunt destule butelii din astea cu oxigen. Flashback. Așa, bun. Cred că aici este locul cu pricina, doar că nu o să fiu sigur. Astea nu merg, astea nu merg. Păi bun, hai să ne teleportăm iarăși. Ia, ne-am întors. Ok, bun. Ieșirea noastră, oare se vede pe undeva? Boss, păi dar nu găsesc ieșirea. Stai, ce? Nu, că asta îmi dă de gândit. Bossule. Deci trebuie să fac ceva cu astea, da? Dar ce? Cred că știu, cred că trebuie să le aduc ai... Nu?
Am luat cutia cu mine? Bă, dă-te naiba. Da, uite, asta trebuia să fac. Ce chestie. Bine că mi-am dat seama la timp că știți și voi cât urăsc părțile alea cu... A, uite, hai că știu, hai că nu știu. Și stau 10 minute să găsesc soluția. Nașpa. Bine, alea se taie la montaj, dar na. Nu-mi place. Dă-mă drumul să ies. Mâini, tete, picioare, tete. Așa, cutie. Demetriev's men have set up security fences along the perimeter. Find an outpost. You'll need to shut them down. N-am nevoie de asta. Jocul ăsta este mai lung decât mă așteptam. Mi-aduceam aminte de el ca fiind mai scurt. Interesant, în fine. Așa, presupun că a sosit momentul să ne batem cu ăștia, nu? Că nu prea înțeleg. Aulă, păi și aici? În fine. Câte gloanțe are nevoie să moară? Hai mă. Nu, cred că îmi trebuie cutie, da. Mă și miram eu. Hai, dă drumul. Dă-mă drumul. Bă, ce naiba, nu mă lasă să ies. Hai să ne gândim. Ce se poate face? Aha. Aici trebuie. Sau nu? În moment când face overthinking. Bă, am înnebunit eu? A, nu. Bine. Acum este totul foarte clar. Pune cutiuța aici. Să stea ca lumea. Și gata. Bine, era mai simplu și mai logic să fac. Am făcut eu mai devreme, dar na. Oh. Rip. Ia. Mamă, ce șmecher. Am și o să mă mai distrez puțin cu pistolul, că nu-l mai folosisem de mult. Și cu puterile. Suntem și noi, până la urmă, destul de avansați în joc. Da, gata. Nu mai joc cu ei. Animații. Shotgun. Foarte bune și frumoase. Eu, îmi dă ceva nou, fii atent. Dă-l încoace. Da, dar nu știu ce să cumpăr. Să iau autocannon-ul. Parcă e prea simplu. Prea simplu cu autocannon-ul, frate. Hai cu ăsta. Merge. Ce să-și faci? E mai distractiv, așa. Bun. Aici ce naiba mai e? Oh, ușor. Well done, Captain, but you'd better start moving. That area is going to be swarming with soldiers and creatures soon. Aoleu. Creaturi și soldați. Ciorba perfectă de ruși. La care neapărat se adaugă și vodka. Multă vodka. Ia.
Rip. Prea mișto. Ce bușchi babușchi vrei, mă, acolo? Fugi! E super amuzant să folosești asta. Super amuzant. Trebuie să bat acolo. Oh my god, da. Știu ce e ăla și nu-mi place. O să trag cât mai mult în el. Oh my god, o să intre în el. Dar nu mai moare. A murit. Mega lol. Ups. Ce s-a întâmplat aici? Norocchior. Și ce scary mi se păreau monștri ăștia la început, dar acum îi toc. Hai, că degeaba te teleportezi. N-ai șanse. N-ai șanse. Aoleu, da, se aude ceva nașpa. Se aude ceva foarte nașpa în față. Tot așa, un fel de monstru de la gigant. Ăștia pâlpâie pe aici. Hai să schimbăm. Schimbăm placa, gata. Oh, pe bune. Na, ia de aici. Și tu. Și tu. Și tu. Și care mai sunteți pe aici? Na, ce m-am ferit frumos. Așa se face. Aoleu. Oricum destul de creativă chestia asta, îmi place într-un fel. Cine s-a gândit, s-a gândit bine. Da, păi știu ce urmează acum, un fel de monstru. Super uriaș. Hai mă, lasă-mă, nu sunt eu problema voastră. Chiar nu sunt eu problema voastră. Ok. Oh my god, stai. Stai așa. Ce tare e asta. Poți să iau RPG-ul. Ok, n-a mai fost nevoie nici de putere. Muniție, E99, ca de obicei. Bă, destul de bine, zic eu. Oh, ăsta e RPG. Fii atent. Mamă, o să ne distrăm la culme. Ah, dar poți să-l folosești doar puțin? Serios. Dar trebuie să aibă un twist, nu? Ce omoară? Da, am văzut ce omoară. Hai de capul meu. Vedeți, nu mai mi-aduceam aminte de chestiile astea. Păcat. Mamă, câte pecuri poți să ai. Ce tare.
Overkill. Am făcut overkill la maxim cu asta. Steampack. Am de toate, gata. Și asta ce mai e? Nu, păi mi-a autocannon-ul. Gata, m-am distrat destul. Și-l și upgradez. Dau la damage cu ăsta să vezi ce o să rup. Hai, capul meu. De-abia aștept. Hai mă, să mai pune cineva cu mine acum. What the fuck, bro? Ce e asta? Bine, nici eu nu mă las. Chiar deloc. Ia papa și ție. Am luat ursulețul. Ia uite-l și pe ăsta. Mă, hai să dăm aici blana-o. Și spike shot și mai multe chestii. Nu știu dacă am dat-o bine pe asta. Probabil că nu. Dar pe asta sigur am dat-o. Hai că n-aveți ce să-mi faceți. Pe unul l-am omorât. Urmează fratiso. Ce mai sunt? Mamă, frate. Cam nasol. Și n-ai bastat așa mult, ia. Și asta ce mai e? Am înțeles acum. Ah, mai de o dată, te rog. Hai că ești mort. Bă, dar ce vor mă să fie ăștia, scorpion cu rachete în cur? Ce n-ai, bă? Ia uite-i, frate, cât sunt. Dă-te, naiba, de aici. Ok. Hai, marci și tu. Autocannon-ul, luați aici. Pârliților. Mamă, ce pârliți sunt. Am tras după ei de alo naiba. Place cum a rezistat tâmpenia asta. A fost chiar OP. Mor mă dată, ești rezistent, a? Ești dat naiba tu. Gata, hai că mă simt mai în siguranță acum. În sfârșit, a fost o călătorie groaznică. Încă n-am mai scăpat mă de drăcia asta. Trebuie să-mi schimb arma urgent. Ok. Așa. Bun. You should be inside the facility. So much in 99 was processed there that time rifts occur naturally. Find the rift. Get back to 1955 as soon as you can. Ok. Imediat, boss, așteaptă și tu puțin să-mi schimb barba prima dată. Că așa e bine. Deci, avem așa, ceva mai OP. Bike shot-ul ăsta îmi place destul de mult. Dacă o să-l iau, dar trebuie să-i cumpăr și muniție. Ah, avea deja, super. Bă, măcar ai varietate de inamici. Asta îmi place. Ai oameni, ai monștri, ai mai multe tipuri de monștri. Nu e doar un tip. Totul de fain. Și fun fact, firma care a lucrat la jocul ăsta acum lucrează la Call of Duty.
Gen... Nu știu, la fiecare Call of Duty care apare. Dr. Petrov keeps it in his office. Aha. I wish there was an easier way, Captain. Și eu, aoleu, ușor că nu vreau să se surpe asta. Aoleu, cine țipă? Ușor cu țipetele animalice. Vă rog frumos, oameni buni. Așa. A zis că trebuie să mă întorc. Păi bine, frate, hai că mă întorc. Wow. Ce nebunie. Dar nu știu pe unde să mă duc. Frate, mă pierd pe aici. Nu știu în ce direcție să mă duc. Elevator. Îți spun că nu e degeaba pus asta, nu? Am ratat eu ceva? Bioformula aia. Așa. Ce am găsit? N-am idee ce fac. Și nu mi-a dat jocul nici. Ah, ba da. Bun. Fraților, cam asta a fost cu episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, nu uitați like, comment și subscribe și noi ne auzim data viitoare cu un nou episod din Singularity. Până atunci, toate ce bune, pa, pa!